Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din For Honor. Ultima oară când ne-am întâlnit am făcut ravagii pe câmpul de luptă și ne-am luat bătaie în ultimul, bine, în ultimul moment acolo. Dar acum hai să facem niște 1v1, pentru că și așa nu prea am făcut de ceva timp și nu prea ne-am distrat cu 1v1. Cum am spus, nu vreau să mă spoilesc așa cu restul claselor, adică cum se simt restul claselor și toate alea. De aceea cel mai probabil nu cred că nu o să vedeți foarte mult din restul claselor, ci am să mă ocup foarte mult de Bobnar aici, sau cum ziceau unii, Bobjorn sau alte chestii, sunau foarte, foarte funny. Dar este momentul să ne arătăm adevărata valoare în fața inamicului și, și să le arătăm cine e șeful aici. Băi, Gagica e destul de periculoasă. Am învățat niște mișcări noi, gen cu parry-uri și chestii genul ăsta, dar clar nu sunt bun la jocul ăsta atât de mult încât să zic că, vai doamne, își face ceva. Așa că o să fac ceva 1v1-uri, nu cred că am să și câștig acum la greu unele dintre ele. Sau cine știe? Ok. Da, așa. Știu că e dacă cam cheesy faza asta, dar ok. Mi-a dat cu poison-ul. Și Fuck, ok. Puteam să-l bag mai repede, dar am zis și ce, hai să încerc niște chestii, să nu fiu chiar așa bulangiu, încât să dau doar cu aia. Vai, îți lasă și urme pe tine acum. Ok, hai să câștigăm, băieți. Scuze că nu vorbesc așa, sunt concentrat acolo, gen să-i citesc mișcările, pentru că totuși este un joc destul de bun în ceea ce privește, bă, folosește puțin de ce face inamicul, că dacă ești tu bău și te bagi acum. Bye! M-am zis, folosiți-vă puțin de cum face inamicul și l-am rezolvat. Ăla-i bă! Asta e mișcarea pe care o folosesc în 4v4, dar n-am știut că o să folosesc în 1v1. Gen, e destul de tare, ok. Oh my! Sonatai și Hoshur! Kumburubasul! Mitsubishi Suzuki Honda! Aici ți-a fost. În cap îți dau. Un pun în cap îți dau! Ok, calmează-te, bobiță! Jos cu tine! Okay, îmi place că pot să consum stamina. Fuck! Ok. Șor că mi-a dat cu poison. Perete! Ha. O fuge ca să-și facă HP-ul, cred. Fuck, ce mă enervează mișcarea asta. Ăla-i! S-ar putea să mă rupă poison-ul! Acum! Ăla-i! Am crezut că o să mai poison-ul. Damn! Oh, Jesus! Oh, vai! Crezut că o să mai poison-ul. Oh, ok. What the fuck? Caracterul meu făcea în toate felurile. Ok, trebuie să am grijă că acum știe mișcarea. N-am avut ceaș destul. N-a mers! A mers! Păgă! N-aș fi crezut că o să-l fiu bun la un joc, adică ceva de la Ubisoft, să fiu bun la el.
Bine, prima rundă te să-l cunoașteți, am văzut să încerc eu șmecherii pe el și aia a fost problema mea. Damn, deci Gear Inventory, 14 din 60 sunt locuri, XP and shit. Bă, îmi place jocul, nu pot să mint. Îmi place jocul, e fun, e mișto. Cred că am să-i dau o șansă și am să încerc alt caracter. Deci dacă e același tip, am să iau alt viking, o să iau celălalt viking ăla cu două topoare. Ok, e același tip. Îți dăm două din trei, da, am să aleg altă clasă să nu fiu bulangiu. Să nu zic că, oh, da, bulangiu ăsta nu mai să știe să joace sau nu mai să știe să facă. Nu, n-am să fac aceeași chestii pentru că ar fi puțin cam nedrept din partea mea. Iar acum prost posibil să-mi iau bătaie. Și am cu tânărul Bobnar. Aici să dăm ce mergi. Da, mă, că e ales aceeași clasă. Do know why, but... Who knows, who cares, maybe. Am să-i dau o șansă. Am să-i dau o șansă caracterul ăsta, deși există șanse mari să-mi iau bătaie, pentru că el știe mișcări. Eu nu știu cum să fac acele charge-uri, atacuri, nu știu, nebunii acolo. Ok. Fuck, trebuie să apăs repede, e o marjă de aia de câteva milisecunde în care poți să-i faci manevra cu... Fuck! Woo! Ok, deci e light heavy, ceva genul, și face așa o tornadă de lovituri. Sunt un șmecher! Nice! Ok, asta n-am știut. Aparent tot bate și cu caracterul ăsta. Deci charge stun-ul lui ăsta face altfel acum. Fuck. Onichan, calmează-te. Fuck. Shit. Fuck! Apoi... Ah, m-a luat poison-ul, fuck! Știa el ce face. Dar brunge-ul ăla te-am bătut deja de prea multe ori încă să mai impese. Ok. This is hard. Ok. Se arată puterile topoarelor mele. Eu mă bărberesc cu topoarele astea, boss. Nu știu ce faci tu cu săbiuța aia ta. Sonatanishio. Ok, trebuie să învăț să dau dodging și... Ok. Ok, bro. Ok. Ok. Ok, m-a luat poison-ul. Trebuie să fiu mai agresiv. Deci cu caracterul ăsta trebuie să fiu foarte agresiv. Eu sunt obișnuit să pot să parez foarte mult cu ăla. Ok, i-am dat deja prea multă încredere tipului ăsta. Hai să-i arătăm de ce stă făcuți. Bă, șansa să câștigăm sunt destul de mici pentru că nu prea am exersat caracterul ăsta. Nu am nici o experiență, am puțină experiență în ăsta, caracterul ăsta. Asta văd că trebuie să dai atunci când... Holy fuck, bobiță! Ok, înapoi, ceva nu merge, ceva nu funcționează. Ceva nu e bine. Asta nu e în permanență cu blocking. Shit! Fuck, ok. E greu, ok. E nașpa la caracterul ăsta că e ceva de genul... Trebuie mereu să ții direcția care dă el. Și... Nu e ca acela, pur și simplu alegi o locație și ai autobloc. E altă treabă aici. Bine, a fost fun totuși, a fost fun. Am câștigat o rundă fără să-mi dau seama pentru că am făcut un combo destul de șmecher pe care nici acum nu știu dacă s-o fac bine. Ok, hai să-i dau, mai dau o șansă. Am să joc tot cu ăsta? Sau și bulanjul să schimb pe picior pe care îți câștiga? Hai să vedem două din trei. Ok, data asta am să joc cu ăla ca să fie tot ok. El n-a schimbat caracterul, așa că am să aleg înapoi eu. Ceva ce știu să joc și ceva ce îmi place să joc, nu ceva ce abia acum am pus mâna pe la... Adică ce de tot am jucat doar un singur meci cu caracterul ăla și am jucat la boți. Și... N-am să zic că vai doamne acum aș face ceva.
Oh, Jesus. Oh, văd că el acum așa ales caracterul ăla. Ok, aici mi-e mai ușor pentru că pot să-i sparg gardul ușor, să-l sparg, să-l pun la pământ și să încerc să dau în el ca într-un căcat. Dar asta e partea a doua. Trebuie să-mi vreau să fac atacuri de la nebunești în shit. Ok, hai să arătăm cine-i șeful. Bobnar nu dă înapoi. Da, ăsta are bloc în permanență. Oh, faci cu bloc. Ok, pizza. Ok, bobiță. Toți ce... Bă. What? Oh, e aia. E șmecheria aia. Ok, înapoi, bobiță. N-ai stamina. Stai așa. Știam că o să fac asta. Ăla-i! E tu mănânci din pizda! Yes! Bobiță, nu joc de ieri caracterul ăsta. Nu joc de ieri, dar asta e partea a doua. That's fucked up. Două din trei. Hai să rupem, băieți. Ok. Deci am prins șmecheria aia. Deci acum știu ce să fac cu aia, cu mâncamei pizza. Sau ce zice el acolo. Hai, mâncați-aș pizza. E unbreakable, bitch! Fuck! Că am nevoie de puțin... Am nevoie de... spațiu. Viața asta. Jos cu tine! Fuck! Oh, am ala poison-ul, fuck, ok, fie, oh, vai, deci m-a înțepat fix în inimă, Jesus Christ. Vino și mâncă-n pizza! Vino și mâncă-n pizza! That's just fucked up. Ok. I-am dat o leacă să simt, i-am dat puțin încredere acum, băieți. What up, bro? Ah, fuck. Ok, mi-am mâncat pizza. Mi-am mâncat pizza, băieți, nu-i bine. Nu mai mănânci tu pizza. Tu papi, puța! Mâncă puța! Aia o mănânci pe toată! Apa mătii. Oh, ești obositor, frate. Nice. Vino și mâncă-mi pizza. Asta e funny. Ok. Ok. Vino și mâncă-mi pita! Ale, mă! Vino și mâncă-mi pita! Păi, caracterul ăsta e super brutal. Am câștigat? Woohoo! Nice, e mișto caracterul ăsta, serios, e mișto, mai ales cu faza aia, vino și mâncă-mi pizza, e genială. Oh, God. This is fucked up. Jocul ăsta o să fie fun. Fine rău de tot. Stai. Scriu la, lui acolo, GG, vreau să scriu GG omului și nu știu cum să-i scriu GG. Fuck, nu știu cum să-i scriu GG omului. A ieșit, ok, a fost fine. L-am bătut, a fost drăguț. A fost cool, a fost foarte fain. Mi-a plăcut asta. Asta a fost, mă uit încolo. Obișnuit că am făcut stream și am mutat camera acolo și acum te să uit în față. Super match-ul ăsta. Mai ales, chiar dacă nu am schimbat caracterul, a fost super match-ul și toate alea. Dacă v-a plăcut și vouă, oameni buni, nu uitați, vino și mâncați în pizza și aici a fost Bob și nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne vedem data viitoare. Pa, pa!